Sigur că întreaga Scripție este dominantă de Spiritul titular al Maestrului Adelmendel și locul lui încă poate nu este așezat acolo unde se cuvine în arta românească contemporană și arta universală. Domnia sa se așează imediat în vecinătatea la doi maestri mari, Lucian și profesorul creatorul modernă a învățământului românesc, Alexandru Ciucure, care l-a iubit foarte mult și i-a spus din capul locului: măi băiatule, tu ai un colorit formidabil, la desen cu răscut mai greu, dar acolo te învăț eu. Și a reușit nu doar să învețe desen, ci a mai spune de el, a însușit metoda de compoziție a lui Alexandru Ciucure, cum nu a făcut-o nimeni asta. Mulți au încercat să imite acest lucru, dar maestru a știut exact să ia lucrul cel mai bun de la profesorul lui, format în școala pariziană de pictură, la André Lhot. André Lhot era impresionat de râvna profesorului Aurel Mendel, că venea în atelier și spunea așa cum i-au spus Ciucurecul, un Mendel că l-ajută la desen, că domnule, dumneavoastră, zice, așa bine pictez în franceză încât eu sunt dator să învăț românește. Deci a adus un fel de omagiu pictorului român Alexandru Ciucure. Dincolo de orice, Aurel Mendel a fost un creator de școală. A iubit foarte mult oameni, a iubit elevii și a creat o școală adevărată de pictură, o școală în afara școlii, deși a predat cursuri și la Facultatea de Artă ca profesor, colaborator, atât la Institutul Nicolae Grigorescu și se pare și la Academia Luceafă. Dar mulți dintre studenții care vreau să intre la altă, că se intra destul de greu, treceau pe la maestru Aurel Mendel. Una din amintirile deosebite pe care mă leagă de maestru este întâlnirea peste an cu Macarie, cu Grigore Macarie, știți bine, poate unii dintre ei, studiam la arte, s-a îmbolnăvit, internat la Calda, împreună cu un alt mare creator de teatru, Aureliu Manea, zis Rică Manea, teatru din Turda, ai poartă de numire Aureliu Manea, numit de Andrei Șerban, Jimi Hendrix al Teatrului Românesc. Intrând în galeria de artă, că noi am început o școală și o să o continuăm, se zice Academia de Artă Aurel Mendel, e foarte mult. Domnia s-a și venit și a făcut primele cursuri la Alba Iulia, fiind și membru fondator a Uniunii Artiștilor pe care o conduc, noua Uniune, din care o să auziți multe vreme de acolo. Membru fondator, cum a devenit maestru Aurel Mendel, membru fondator la noi, știți foarte bine, avea un atelier pe strada Eforie. Din nefericire, cei din București s-au grăbit să ia atelierul și au rămas pentru totdeauna vorbele maestrului: lăsați-ne să murim în atelierile noastre. Așa ce? Lăsați-ne să murim în atelierile noastre. E băgat de vină maestrului că vine și pictează la Vaidei. Păi Vaidei este pentru el, era sufletul lui, era acolo, acolo s-a format. Veți observa în ciclul de acvarele, un fel de sfântă treime, trei copaci pe o acvarelă doară. Dreapta spre stânga, pe care vedeam fiecare zi din grădina de la Vaidei. Ei erau acolo un fel de axis mundi. Ei îi anunțau maestrului primăvara și cireșul, vișinul, frumoriți și grădina superbă de la Vaidei. Sigur că orașul Orășpie are datoria ca imediat găsească un amplasament pentru bustul maestrului care este în curte acolo la Paitei.
locul lui este aici, în orașul Orășiei, și orice trebuie făcut pentru acest lucru, ar putea fi chiar și dacă primăria, consiliul local nu are bani, ar putea fi lansată o lansare de publică, de contribuție publică, dacă vedem acest bus pe care vă mărturisesc că eu am făcut să, eu i-am recomandat artistul, este vorba de un tânăr absolvent atunci, acum are câte 60 de ani, al Academiei de Artă din Cluj, Ion Bogdan, care a venit și a făcut desene după el, i-a reușit foarte bine, i-a intrat în caracter, este maestru acolo. Doamna Mina Mare, lucruri bune acolo, care casa lor ar trebui să fie în acest oraș. Acolo, sigur, rămâne un loc al familiei. După cum bine știți, dânsul a fost motorul acestei familii. Dânsul a creat o energie pozitivă în jurul lor, jurul lui, peste unde intra el, aducea lucruri bune, aducea noblețe și sănătatea locului. În primul rând, din spiritul lui foarte generos. Pentru asta ar trebui să fim atenți și la doamna Mina, să vedem, sigur că unde sunt lucrările maestru. Păi majoritatea sunt la nivel puternic, un colecționar. Vă spun că în ultima perioadă o lucrare a maestrului nu scădea niciodată sub 3.000 de euro. Deci știu lucrul ăsta de la domnia sa. Sigur că a fost nevoit de multe ori să dea mai multe, la prețuri mai mici, pentru că trebuia să ajute familia. Pe Vladimir a fost o dramă teribilă, ca imediat să ducă și Vladimir, care și-a însușit foarte bine statul. Și nu ne dăm seama de mari de pierdere, numai atunci când vrem avem de noi. Pentru acest motiv, revin și insist să fim atenți de doamna Mina Nedel, să ajutăm nu pe dânsa neapărat, dar avem datoria față de memoria maestrului Aurel Nedel, care nu cunosc dacă în Transilvania se vor naște de vreme artiști care să poată să se așeze așa în vecinătatea maestrului Aurel Nedel, deși sunt mulți artiști români contemporani valoroși. Aurel Nedel s-a risipit din punct de vedere a patrimoniului, că el a ajuns în muzee, în multe colecții. O să rămâneți surprinși dacă o să-l vedeți în multe case particulare. La mari colecționari, este colecționar de la Dej, multe colecții, de la București o grămadă de colecționari. Și acolo, în țările, în colecțiile unde apară lucrări de Aurel Nedel, aceste sări sunt stăpânite de spiritul lui tutelar. O să vedeți lucrul ăsta. Eu am încercat o experiență de tipul ăsta la München, în noua protectă din München. În aceea sală, pe pereți, sunt trei lucrări de Gustav Klimt, 110x110, trei de Van Gogh, Sărcile cu Floarea Soarelui, Cezanne și Claude Monet, deci cei mai mari sunt în aceea sală. Șeful sălii este Van Gogh. Van Gogh era, de fapt, de la Van Gogh s-a hrănit mereu. În tonsul, în sănătatea picturală și în vivacitatea picturării pe care a stăpânit-o foarte bine. Și profesorul lui spunea următorul lucru. Raportul este plămânul pictului. Deci, ia lucrul ăsta. E greu să pictezi cu o tonalitate foarte ridicată, cu culori. Cine încearcă, o să vadă asta că e foarte greu. Acum să revin și puțin la expozanță. Eu cred că Valentin Vladar a făcut o selecție foarte bună la expoziția de față, pentru că deosebit de frumoase. După cum observați, primul lucru care cred că l-am învățat de la maestru este
folosirea disciplinată a curmelor, a compoziției, a linii, se vede reducția ei, lucrarea cu roșu, îi spuneam domnului Cristi Gar de Sori, cu Colonel Tatai Baltă, că atunci aminte de Ioan Lazar, de picul Ioan, nu plău Ioan, Iacob Lazar, pe Ioan, de fiul, care a întregat datele și nu a părăsit. Iarna este foarte frumoasă, deosebit de frumoasă al lui Valentin, este peisajul de sus, pe alb, un fel de iarnă, cu deal de reducția, deci este o sigur că domnia sa ne va oferi surprize mari acum acolo, pentru că a stat până la catedră. A fost un profesor foarte exigent, dar și suferit din cauza asta, dar acum o să aibă timp să citeze mai mult și să va bucura orașul de creație domniei sale destul de mult. Colecționar și pictor și coleg cu mine și cu maestru Nedel, sigur este doamna doctor Jesse Filip, nu înainte de a vorbi câteva lucruri despre lucrările sale, revin la cel mai frumos portret al lui Aurel Nedel, este cel din fundal, făcut de Valentin Adă, foarte, foarte frumos, foarte frumos. Un portret superb, care stă în vecinătatea execuției maestrului, colorit în tot, e de fapt un omagiu. E un omagiu adus lui Aurel Nedel. Așa spune, când așezăm în vecinătatea unui mare maestru, e aproape că nu ne vine să-i spunem titlul cărții, ci zicem omagiu lui. Și nu știu dacă se poartă titlul, dar e omagiu lui Aurel Nedel, este un portret foarte, foarte rău. Jesse Filippo este un pictor foarte bun. Tot acum începe pictura, acum începe mai târziu pictura, nu avem precocitate în pictură, de acum acolo să aibă timp să pinteze mult. Este un om care a făcut un periplu așa rar întâlnit prin marile muzee ale lumii, prin diverse țări deosebit de frumoase, în compania soțului care mereu a înțeles o pictură și a soțit-o. Și pictor foarte viu, și aici se pot schimba lucrurile fără să știu. Chiar m-a avertizat maestru Nedel, a fost în tatăl de pictură cu el și spunea că trebuie să ai grijă în pictură, și chiar și dacă stai în vecinătatea unui maestru, că el la un moment dat poate să facă așa, și atunci tu ce faci? Adică trebuie să înveți să mergi și tu pe propriul tău drum. L-am invit de nou. Va rămâne ca membru fondator al comunii pe care am conduc. Am avut de suferit, dar poate de câștigat în final, s-a auzit curând despre toate comunile de creație cele nouă care există. Sunt acum o față de reorganizare sau față. Am avut trecut în statut decretul 266-150, care mi-a dus suferință în prima fază, niște indemnizații la casa de pensii, mi-am câștigat mai așteptăm două de conflicte de muncă și să demonstrăm că Aurel Nedel a avut dreptate că eu am pus să scot din statut, știam că este un decret adult, știam că n-a făcut publicat și au zis, Traiane, te rog să lași acord, pentru că eu am fost înscris în Uniunea Artiștilor Plastici din 1950 și de la început și te rog să lași acolo statut. Exact așa am făcut. Nici nu o să mai schimbe niciodată lista de membri fondatori, pentru că în lista de membri fondatori am semnătura maestrului Aurel Nedel. Au pus o ducă la București și domnia sa a zis, te rog să vii la Baitei, să fac eu cu mâna mea un atac la hotărârea generală, că eu m-am mutat aici, dar m-am mutat lângă tine, pentru că partea nu trebuie să aibă granițe, pentru că și eu am învățat de la alții, și noi avem datoria să învățăm de alții și arta este deschisă tuturor. Fie că termină în facultate de artă, fie că sunt medici, fie că sunt ingineri, toată lumea are dreptul să pipeze. Și întotdeauna, spunea, întotdeauna, istoria va face dreptate. Nu imediat, zice, nu imediat, că nici despre Van Gogh nu s-a știut niciodată, că de Van Gogh acum este în coadă,
trebuie să avem răbdare, pentru că istoria nu greșește niciodată. Și Aurel Nedel știa lucrul ăsta foarte bine, pentru că era un om deosebit de cult, cei care l-au cunoscut bine, cunoșteau lecturile și prieteniile pe care de la mare scriitor român, la muzicieni, la compozitori, a avut o viață la București, lângă elite culturale de primă mărime. Deci, un om împlinit. Sigur că era un pic bulversat, cum noi suntem, de societatea contemporană, ce s-a întâmplat cu România. Atunci era un rost, arta și cultura era o politică de stat. Acum nimănui, din nefericire, spunea că a fost batizat la Hunedoara, într-o tabără de studiu, că acolo învățat, avea asigurat statul, făcea achiziții. Astăzi nu se mai întâmplă asta, apar sigur colecții particulare, dar cetățenii, în sensul la orăștie, din impozitele noastre care ni se iau, ar trebui prima opțiune sau primul proiect de buget de toate localitățile, adică este inadmisibil ca un oraș să nu aibă colecție dată contemporană. Și atunci orăștia, ca oricare oraș, ar trebui să înceapă asta. O colecție de artă contemporană, care se poate numele maestrul Aurel Nedel, și în această colecție, cu siguranță și domnul Cristor Drechea și cu un acord foarte bun, așa cum a avut Horia Berna din Muzeul Țăranului Român, știți foarte bine proiectul lui, deci de îndorăștie cu casele aduce, cu biserice, cu construcțiile alea niciodată. Acum, cred că are și o mare șansă că va fi imediat lângă autostradă. Eu îi recomandat că dacă le face toate în alb, așa, să fie ca niște mirese și să fie un proiect reușit, făcut așa încet, adunat greu. Și pe lângă asta, și pictează toate zile, îi cunoașteți lucrările, nu le mai amintește, că sunt artiști de la dumneavoastră. Doamna Nina, cât este un album, ca să-l promovez eu, cam cât este? Este un album excepțional realizat. Și sigur să, dacă reușiți, cei care au putere, să cumpere aparele, că de fapt sunt cam ultimele lucrări ale lui Nedel. Toate sunt în colecții particulare, după ce autorul nu mai este, prețurile vor crește, o să câștige cei care le prezintă la licitații. Pentru că vă spun, cea mai mare și cea mai bună stabilă investiție este investiția în artă. De exemplu, dacă urmăriți la casele de licitație, cumpărând un bonat, de exemplu, sau rimatist, pictorul secolul 21, cumpărând această lucrare, de exemplu, martie, și pusă din nou în vânzare, de exemplu, luna septembrie, chiar m-am uitat la un stat de câteva luni, câștigul este între 8 și 9 milioane de lire sterline. Atât de mult câștigă cei care revând lucrări. Acolo, sigur, trebuie să fie inițiat, să ai bani. Și de multe ori, colecționarii schimbă lucrările între ei. Ceea ce a făcut Aurel Nedel, a vândut scump, a donat, a risipit lucrări. A dat lucrări prietenilor. În taberele unde mergea, ca să fie bine peste tot, a venit acasă cu câte lucrare două. El rămânea acolo lucrări. O făcut la braț, la toată lumea. Îi făcea seara, îi făcea portrete, picta. A fost un om care s-a risipit, care s-a dăruit celor din jur. Pentru motivul ăsta, insist ca primăria să, alături de doamna Nina Nedel, să încerce cu domnul profesor Jesse Philip, sunt oameni foarte serioși, să facem o memorie culturală concretă, care rămâne orașul, început cu bustul. Găsit un loc, nu costă atât de mult,
arhitecții, ne-a dat prefacere și a dus și pus acolo la un loc de cinste, ca luna ianuarie, când îl comemorăm, să ducem așa cum ducem la alte personalități flori. Merită să ducem flori la acest maestru, acest filon al central al artei românești contemporane.